Hei, salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou minunat episod de Stand of 2. Da, fraților, astăzi suntem alături de Abitalent. Astăzi o să filmăm noul update de la Stand of 2 care s-a băgat acum, recent. Cred că acum o oră sau două, nu știu exact. Dar, fraților, vreau să vă arăt nou pistol care a apărut. Vreau să-mi spuneți ce părere aveți despre el, fraților, pentru că mie mi se pare un pistol foarte nici ok, dar nici prea... E bine acolo cum e. De-abia aștept să se bage skin pe el, fraților, pentru că o să cumpărăm skinul de pe el. Sper să apară pe Marplex ca să nu mai bag bani să cumpăr iarăși gold. Până o să-l prind, sigur o să dureze foarte mult, așa că sper să bage cineva. Am văzut că o să apară direct legendară pe el, fraților. Sper să prind cu Star Tract, ca să pot să cumpăr cu Star Tract, că dacă nu... Da, fraților, uitați-l cum arată. Gen, așa arată pistolul. De când s-a băgat update-ul ăsta, fraților, e foarte lăguit. Deci merge foarte lăguit. Nu știu de ce, dar... Sper să... Uitați, fraților, ce lăguit merge. Cu update-ul ăsta, nu știu ce să zic. Și când ești în față, te dă înapoi în spate. Deci e super, super, super nașpa. Și parcă pistolul ăsta trage mult, mult mai repede decât trebuia. Bun, fraților. L-am dat jos pe cel cu bomba. Deocamdată noi campăm aici, pentru că aici avem bomba, fraților, și nu are rost să mergem să dăm rush pe ei. Cum a văzut băiatul ăla? Deci nu pot să cred. Oricum am omorât doi, fraților, deci e bine, e chileanul. Cred că o să-mi iau shotgun-ul. Nu știu de ce am impresia că am cea mai slabă echipă, dar sper să nu mă înșel. Pentru că iarăși o să joc cu cei mai slabi, dar asta este. Pentru că așa se întâmplă mereu, fraților, când nu filmez... Intră cei mai buni la mine în echipă sau joc eu foarte bine și când filmez, atunci joc foarte prost sau am teamării foarte proști. Nu știu cum să vă zic, fraților, dar am impresia, da. Cum a venit ăla pe acolo, fraților? Explicați-mi și mie. Și ăsta meu nu face nimica. Efectiv stă. Doamne, doamne. O să-mi iau pistolul ăsta și o să merg cu el. Pentru că vreau să fac puțin eco. O să-mi campăm deocamdată aici. Pentru că nu vreau să mă duc graș. Da, și se pare că avem și 2 AFK la noi. Du-te de aici. Da, n-am apucat să iau arma, că s-au înturnat toți. N-am ce să fac, frate, pentru că sunt... Eu contra toți. Pentru că, uitați-vă și voi, fraților, nu am cu cine să joc. Thank you.
Nu cred, deci nu cred că numai pe lângă am tras, fraților. Deci i-am dat, nu știu, habar n-am cât i-am dat. Nu cred. Deci nu pot să cred, fraților. Ori are băiatul ăla hack, ori nu știu ce să zic, dar... A, n-am avut ce să-i fac, frate, că a venit și al treilea, îl făceam și pe al treilea, fraților, dar nu am, deci nu am cum să fac. Nu cred, fraților, deci n-am tras în niciunul, nu pot să cred, la ăla i-am dat doar 28, ăsta nu știu ce face, deci credeți-mă că nu știu ce face. Pune-te pe jos, jos, ah, mamă, da, mai prăjit ca băiatul ăsta, fraților, nu am văzut bine și eu sunt prăjit, dar nu știu cum joc așa rău. El să fie, oare? Fraților, merge foarte rău, habar n-am ce are. What the fuck? Nu pot să cred, deci jur că nu pot să cred. Și-a mai rămas și doi. Fraților, eu mă duc și dau raș pe ea, asta este ce o fi, o fi. Mor, mor, nu mor, nu mor. What the fuck, unde sunt ăștia, frate? Ah, că nu mai urcă cu spatele băiatul. Nu! Fraților, ăsta sigur e hack. Deci nu puteți să-mi spuneți mie că nu e hack, că sigur e hack. Da, fraților, cam atât a fost și cu acest episod de astăzi. Asta am vrut să vă arăt. Noul update. Merge foarte rău de când am făcut update-ul ăsta. Ăsta e nou pistol care l-a băgat. Sper să mai bage și ceva arme, ceva grenăzi. Am auzit că bagă și... arma aceea... ceva gen KP90 sau Seringa din CSGO.
Da, fraților, cam atât a fost și cu acest episod de astăzi. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și nu uitați în ultimul rând să apăsați pe clopoțel pentru că mă ajută foarte, foarte mult și să fiți la curent cu toate notificările și noi desigur ne vedem data viitoare. Ciao!